Mai ceva ca în filme. O tânără s-a îndrăgostit de hoțul care a jefuit-o în plină stradă. Aceasta susține că în momentul în care hoțul i-a furat telefonul, el a privit și fotografiile de pe dispozitiv și s-a simțit atras de frumusețea ei. Într-o poveste ce pare desprinsă dintr-un film romantic, o tânără din Brazilia a declarat că s-a îndrăgostit de hoțul care a jefuit-o pe stradă cu ceva timp în urmă. Într-un interviu acordat unui reporter în timpul unui eveniment din Brazilia, Emanuela a dezvăluit: "Mergeam pe stradă unde locuiește el și, din păcate, am fost jefuită." Între timp, hoțul îndrăgostit a mărturisit: "Treceam printr-o situație dificilă, știi? Când i-am văzut fotografiile din telefon, mi-am spus, ce brunetă frumoasă, nu vezi o brunetă așa în fiecare zi, și am regretat că am jefuit-o." Cei doi au început să comunice, iar în scurt timp s-au îndrăgostit unul de celălalt. Au trecut deja 2 ani de când această neobișnuită poveste de dragoste a început. Emanuela și hoțul care a cucerit-o au sărbătorit împreună acest moment, iar viața lor a luat o întorsătură neașteptată. Această poveste incredibilă a stârnit un val de reacții din partea utilizatorilor de pe rețelele de socializare. Unii au fost uimiți de felul în care dragostea a putut să apară chiar și într-o situație atât de neobișnuită, în timp ce alții au considerat această întâmplare drept o nouă formă de romantism specifică Braziliei. Un utilizator a afirmat ironic că în Brazilia este normal să te îndrăgostești de un criminal. Indiferent de păreri, această poveste demonstrează că dragostea poate să apară chiar și în cele mai neașteptate momente și locuri. Este un exemplu că uneori viața poate surprinde cu povești de dragoste inedite și inimaginabile, relatează mesajul.ro.